Astăzi vă arăt o altă baterie ce am făcut-o. 13S 6P. Deci 13 serie, 6 în paralel. Este montată, este terminată. Am pus și BMS-ul. După cum am promis, am să văd cum se pune un BMS. Dar astăzi am ceva diferit. Pe lângă care BMS-ul, am să pun și un balansator. Un modul care balansează bateriile pasiv. Acesta ce face? Dacă fiecare rând P se încarcă de la încărcător și nu primește exact tensiunea care are nevoie, acest modul ia de la celelalte și pune la cel mai slab. Tot așa până se fac toate la același nivel. Acum eu am să vă arăt cum se montează. E foarte simplu. Exact cum e un BMS. Aceeași legături. Avem aici modulul și avem aici cablurile. Sunt 14 cabluri care se leagă la o baterie de 13S. Cum funcționează? În modul următor. Eu voi monta cablul în el, pentru că e mai ușor așa decât să îl fac separat. Așa. Aici are o fișă care se introduce. Așa arată. Vedeți? Acesta este cablul. Acum, eu am să-l montez undeva pe aici. Sau să pun în afară. De aceea am să las mai lung. Ca să rămână mai lung, o să am nevoie să îi dau un pic. În aceste fire să dau un pic de libertate. Și am aici așa. Am niște bandă crep pe care am să o folosesc pentru a mă ajuta la montarea lui. Vreau să iasă și estetic frumos și de aceea am să folosesc această metodă. Alții nu folosesc, eu o folosesc. Ceva de genul ăsta. Vedeți? Așa. Acum fita asta mă va ajuta să nu îmi fugă firele. Vedeți? Acum eu am să ridic bateria în picioare. Aici. Și mai pun aici niște bandă de crep. Ca să-l țină drept. Atât. Acum, care e scopul? Am luat afară modulul și rămâne aici montat. Dar mi se pare mie că n-am făcut bine. Stai să văd, stai așa o clipă că ceva nu-i bine. A, da. Trebuia să pun invers. Vedeți că și eu greșesc. Trebuia să pun invers. Fiindcă invers. O să înțelegeți de ce mai târziu. Ca eu să știu care din ele lucrează și care nu. Deci am să pun așa, aici,
e că se vede. Bun. Acum vom lucra în această parte. Să scot banda asta de aici. Să nu mă încurce. Deci modulul balanceador, el ce face? Balancează fiecare baterie în serie. În cazul nostru de aici, avem 6 baterii în paralel și 13 în serie. Aici este plusul, minusul, plusul, minusul, plusul, minusul, plusul, minusul, plusul, minusul, plusul, minusul, plusul, și din coace celelalte contacte. Și vine așa, în zigzag, legătura. Acum, în cazul meu, cam 6 în paralel și 13 în serie, eu trebuie să leg primul fir care vine aici, la minus. În cazul de față, minusul meu este aici. Aici este. Aici am eu minusul. Trebuie să o lipit banda asta aici și acum mă încurcă. Așa. Aici. Bun. Acum eu trebuie să fac în felul următor. Firul acesta galben am să-l bag pe dedesubt la celelalte fire. Și vin cu el aici. Aici, unde îl voi lipi pe minus. Am să iau o dimensiune, să nu fie mult prea larg. Aici îl tai. Am tăiat firul. Dăm puțin staniu la fir. Și aici puțin staniu. Asta nu e bun. Nu e prea bun staniu. Punem fluidul aici, pe negativ. Lipim firul. Bun. Deci primul fir negativ este prins. Trebuie să dau un pic zoom mai mult. Acum urmează următorul fir. Am luat primul fir galben, care e negativul, și acum urmează al doilea. Al doilea fir, care vine
între cele două pe aici. Aici îl tăiem. Aici avem puntea între plus și minus. Sper că se vede. Mai firul. Din câte văd, o să mai dăm niște fluduri. Ceva nu merge bine cu pistolul meu. Nu se întâmplă cu pistolul meu, dar nu merge bine. Cred că ar fi ca să schimb vârful ăla. Pistol. Da. Ce cam să lipim acum? Da. Acum a lipit. Urcăm înapoi bateria. Și dau aici un reforț. Aici au rămas. Bun. Continuăm acum cu următorul fir. Am pus al doilea fir. Dar seama că nu-i bine ceva. Da. Am greșit firul. Am pus al treilea fir. Vezi cum se greșește unul. Bun. Deci am pus primul fir. Venim cu al doilea fir aici. Și vom lipi pe prima parte din plus și minus. Să vedem dacă a lipit. Nu. Îi dăm puțin fluidor. Urcat, mă!
Iată, ei. Acum, prin următorul fir. Atenție mare la fire, că te poate înșela foarte rapid. Eu am înșelat rapid. Ăsta ar trebui să vină aici. Atunci facem așa. Venim cu ăsta aici. Aici îl tăiem. Și venim aici. Bun. Următorul. Următorul este acesta, care va veni în cealaltă parte, aici. Bun. Acum vine următorul. Următorul cablu. Care este asta? Și îl vom pune aici. Următorul cablu.
partea asta, aici. Bun. Următorul cablu. Va veni aici. Următorul cablu. Vine acesta, care vine în partea cealaltă. După cum v-am spus, aici am BMS-ul și acesta este balanseador. Balansează bateriile. E prima oară când fac așa ceva, încă n-am pus niciodată balansador, dar vom încerca să vedem cum merge. Și dacă merită banii. Următorul cablu care va veni aici. Următorul cablu. Mai avem 3 cabluri. Următorul cablu vine aici.
în următorul cap care vine aici acum. Și am ajuns la ultimul cablu. Sperăm că merge. Nu se aprinde nimic. Ups. Punem puțin fluidul. Ai. Ce se întâmplă cu ferul meu? Sper că e bine. Acum să verificăm dacă merge. Ar trebui să meargă. Să vedem dacă avem aici tensiunea. Hai, trebuie. Da. După cum zice aici, ca să vedeți, arată 46 plus 7. 54 de volți, 0,7. Bun.
mai verificăm și cu un alt aparat ce am aici. Acum nu am consum, dar mi arată 55 de volți. Poate înșală. Bun. Deci în principiu funcționează. Acum problema e că nu știu dacă încarcă. Să vedem. Pot scoate pistolul de lipit? Acum vom face o ambalare. La baterie. Cafirele să nu se aghețe cumva. Ok. Până acum e bine. Acum vom încerca avem aici un sac în care vom băga. Bun. Și acum îi dăm căldură. Thank you.
Sper că e gata. Așa arată o baterie. Să sperăm că merge. Eu am să adaug ceva la ea încă, ca să o pot transporta. O să-i pun. Bucata asta de plastic aici. Da. Bucata prin cu scoci. Și scociul. Da. Acum mai punem scoci. Mai facem o probă. Să vedem dacă voltajul e același. La 54,6. Bun. Să sperăm că merge. Ciao.